Pe 27 iunie au fost afișate notele obținute la examenele de bacalaureat. Data de 29 iunie a fost ultima zi în care absolvenții liceelor, nemulțumiți de notele obținute, au depus contestații. Scrie cerere, lucrarea din nou este reverificată la Chișinău, un centru unde se reverifică toate lucrările și acolo comisia de acum decide. A fost într-adevăr ceva, poate o scăpare din partea comisiei sau rămâne aceeași notă. La centrul de bacalaureat Liceul Teoretic Pușkin, 21 de candidați au depus 33 de contestații. Potrivit președintelui centrului de bacalaureat, în acest an prestația absolvenților a fost mult mai bună decât în anii precedenți. Din cei 65 de candidați admiși, au obținut note negative 28. Și au avut dreptul de a depune cereri pentru contestare. Comparativ cu anul trecut, mai bine s-au prezentat. Chiar și la acea matematică, unde din 48 de candidați care au fost admiși, deci s-au prezentat doar 38, din aceste 38, 14 au susținut pe notă negativă. Oricum este îmbucurător faptul că singura notă de 10 pe centrul de bacalaureat este tot la matematică. A obținut un candidat din liceul Nicolae Vasilievici Gogol. În total, la centrul de bacalaureat Liceul Teoretic Pușkin au fost admiși 65 de elevi, inclusiv restanțierii. Cu toate acestea, mulți restanțieri nu s-au prezentat la examene. Din păcate, la fiecare disciplină aproape de examen, nu s-au prezentat foarte mulți restanțieri. Chiar să luăm la limba română profil umanist, nu s-au prezentat 5 candidați și aceștia au fost restanțierii. La geografie nu s-au prezentat 5 candidați, la limba franceză nu s-au prezentat 6 candidați. Acel candidat și-a pierdut șansele, deci în anul acesta el a pierdut 2 șanse. Aceasta a fost sesiunea de bază și sesiunea repetată. Cei care au luat note negative vor avea posibilitatea să susțină examenul la sesiunea suplimentară de bacalaureat. Valentina Strătila susține că notele negative sunt rezultatele atârnării neserioase a elevilor față de studii. Probabil că mai au lacune, nu s-a pregătit îndeajuns pe parcursul anilor. Trebuiește chiar și acea disciplină matematică, deci acolo nu se poate de învățat. Deci o zi înveți și două, trei le lași, apoi iar. Dacă măcar o zi este scăpare, măcar un subiect din cele învățate este scăpat, atunci ele sunt legate, deci temele una cu alta și candidatul ajunge unde ajunge. La centrul de bacalaureat Liceul Teoretic Matei Basarab, 71 de candidați au depus 58 de contestații, majoritatea fiind la limba română, matematică și limba străină. În acest an, nimeni nu a fost eliminat de la examen pentru fraudă sau tentativă de fraudă.